În urmă cu două luni, în noaptea de 23 spre 24 iunie, imagini cu blindate pe străzile din Moscova, Rostov pe Don, Krasnodar, au luat prin surprindere o lume întreagă. Situația s-a înrăutățit rapid după ce fondatorul grupării de mercenari Wagner, Evgeni Prigojin, a acuzat armata rusă că a efectuat lovituri asupra taberelor luptătorilor săi din spatele frontului ucrainean, provocând, citez, un număr foarte mare de victime, am încheiat citatul. Furia lui Prigojin era îndreptată împotriva ministrului apărării și al șefului statului major. În Moscova și în regiunea Rostov, a fost activat planul de urgență Fortăreața, prin care s-a dat alarmă pentru adunarea personalului militar. Planul definea și iminența unui atac extern. În cele din urmă, Prigojin și-a oprit luptătorii din marșul spre Moscova, a fost invocat un acord la care ar fi ajuns cu Putin prin intermediul președintelui din Belarus. Totuși, Vladimir Putin declara atunci că organizatorii rebeliunii vor fi trași la răspundere.